Să-i mulțumim domnului director Năstas pentru, Sergiu Năstas, pentru acest accept. Că va fi anume așa, dumnealui de la început nici nu a știut, doar a semnat o scrisoare pentru ca să ne dea un ajutor să cumpărăm hârtie. Și acum noi, la rândul nostru, am venit să dovedim împreună cu tinerii noștri că ce am făcut, cum s-a realizat. Am vrut ca ei să mâneze pentru că ei au făcut personal. Desigur că și este și ajutorul nostru pentru că ei obosesc foarte repede și ei au emoții și retrăiesc. Și vrem acum, cred că Andrei cu Aliona o să mulțumească pe domnul director, arată la domn. Asta este o mulțumire făcută tot de copii, gândită în general pentru toată lumea ca mulțumire. Și astăzi domnul Sergiu Năstas, Andrian, poftim. Noi vrem să vă mulțumim pentru colaborare și pentru susținerea noastră și vrem să ne susțineți în continuare și să colaborați cu noi. Bine, ce problemă. Mulțumim cu mine. Păi spui cum vrei tu, da? Da, așa. Ia de trăiește. Da, se pămâne. Sunt Grecia Caliana și sunt beneficiară. Da. Beneficiară la Centrul Căi. Da, și mulțumește, da? Da. Da. Bine, mulțumim, Aliona. Bravo, Aliona. Iar eu trăiesc foarte mult. Acum să fie. Dar eu am să mă pierd foarte lung. Cred că întreprinderea Poștă Moldovei putem să ne mândrim că suntem prima întreprindere, da? Da, este care prima făcut întreprindere acest pas, care a susținut. Este primul bob de grâu, da, care l-am depus noi și sperăm cu toți împreună, când o să avem posibilitatea să o vizităm chiar acolo, da? Noastră, împreună cu sindicatele. Cu tot colectivul. Colectivul, dar împreună. Vreau să vă zic că, de fapt, așa este primul pas bine făcut. Pentru a încheia un contract de colaborare, este bine ca organizația respectivă să fie cunoscut, deci să-ți vadă capacitățile, doar sunt avea un acord de colaborare, asta este un document deja juridic, da? Adică noi vrem să fim responsabili, noi vrem să fim de durată. Și atunci acest copii muncind, ei n-au primit de aici niciun bănuț. Ei doar știu foarte bine că acum noi am lucrat pentru promovare, pentru reclamă. Și avem un rezultat, domnul directorul i-a plăcut. Deci acum noi vom avea comenzi, vom face alte campanii. Ori să vină foarte multe proiecte, dacă sincer noi chiar ne pregătim și pentru proiectele care vor fi foarte multe fonduri pentru dezvoltarea economiei sociale. Noi am putea să facem și cărți de vizită, ei pot face și caiete simple, ar putea face și un calendar, adică... Și ghiuchină a 4, stăiem a 5. Cât de greu este să faci o asta? Este ușor de tot. E destul să pui două caiete, uite așa, să le pui în ghiuchină, să le tai câte pe una, să le tai și de jos. De exemplu, cam cât muncești ca să faci o astfel de aceea? Așa, gen de cum undeva o oră jumătate, cea mult. Așa.